Un inventator din Cluj a reușit să-i ajute pe nevăzători să perceapă culorile. A creat prima platformă educațională destinată persoanelor cu deficiențe de vedere. Inteligența artificială este folosită pentru a-i ajuta pe nevăzători să învețe alfabetul tactil al culorilor. Alfabetul este simplu și este la fel în toate limbile, motiv pentru care poate fi implementat cu ușurință și la scară largă, dar și în viața de zi cu zi a persoanelor cu deficiențe de vedere. Tudor Paul Scripor, originar din Cluj, este pictor și profesor de arte în Statele Unite. În urmă cu mai mulți ani, a avut la curs un student nevăzător, iar la acel moment nu a știut cum să-i explice culorile. Frustrat și uimit deopotrivă că nu există pe lumea asta niciun sistem de codificare a culorilor pentru nevăzători, Tudor s-a întors în România și a creat alfabetul tactil al culorilor. Nu s-a oprit aici și l-a digitalizat astfel încât nevăzătorii din întreaga lume să poată învăța cum să perceapă culorile. Este adesea asociată cu fericirea, entuziasmul și optimismul. Este o culoare comună folosită pentru a atrage atenția, cum ar fi semnele de avertizare sau semnele de circulație. Platforma Bine în Culori a fost realizată cu sprijinul Asociației Zi de Bine și este un site complex care folosește inteligența artificială. Mela este un asistent virtual care răspunde la toate întrebările puse referitor la culori. Ar fi mult mai facil crearea unei platforme educaționale de învățarea acestui alfabet de toată lumea. Am pregătit un model, la fel cum s-a obișnuit lumea cu ChatGPT-ul, dacă știți, mai și delirează și halucinează în răspunsuri. Noi l-am rafinat și l-am învățat să răspundă exact cu răspunsurile corecte și să dea informațiile corecte. Cu ajutorul alfabetului tactil, o persoană nevăzătoare poate să-și asorteze hainele singură sau să colecteze selectiv. De asemenea, un nevăzător poate acum să joace remi sau poate rezolva cubul Rubik. Eu n-am văzut niciodată culorile. Și chiar dacă nu le-am văzut niciodată și nu mi le pot închipui, să zic așa, ca și aspect, ca și textură, ca și structură, ca și nimic, practic, culoarea în sine, pentru mine e ceva inexistent. Mi este foarte important faptul că, având ajutorul acestui alfabet, pot să știu și în raport cu ceilalți, în ce culori mă îmbrac, cum mă asortez și, nu știu, multe alte, nu știu, vreau să colectez selectiv, pot să etichetez coșurile respective și deja știu, am un plus, practic. Chiar dacă e prin culoare, care pentru mine culoarea în sine nu are același sens care l-are pentru voi. Sebastian este student la arhitectură, însă, din păcate, a fost nevoit să-și înghețe anul din cauza faptului că a rămas fără vedere. Mi se pare o inițiativă foarte bună și chiar cred că ar putea fi o metodă de a explica tuturor persoanelor care vor să descrie culorile și să le înțeleagă, cei care nu le-au văzut niciodată, să le înțeleagă cât mai bine posibil. Nu ne folosește și mai ales o să folosească foarte mult, eu pun bat monedă pe copii, pe viitor. În societate se vor descurca mai bine decât ne-am descurcat și ne descurcăm noi. Arhitecții pot transforma ideea unei hărți a culorilor folosită drept ghid pentru cei care nu văd în realitate. Există deja solicitări din partea unor administrații publice locale, precum și din partea unor clinici medicale, să transforme clădirile în unele ușor de folosit de către toată lumea. De altfel, în cadrul workshop-ului s-a discutat și detaliat protocolul de accesibilizare a locuințelor standardizate, prin care se pun bazele unor hărți tactile pentru apartamente de locuințe. Ne ajută foarte mult, pentru că sunt foarte multe spații în care, dacă reușim să introducem cu ajutorul acestui alfabet acest tip de comunicare, putem să oferim foarte multă independență, intimitate, nu mai sunt atât de legați de cineva. Pentru această invenție, în 2019, în cadrul Salonului Internațional de Invenții și Inovații de la Geneva, invenția lui Tudor Scripor a fost distinsă cu medalia de aur și Marele Premiu. Iar anul acesta, la sediul ONU din Viena, ESSEL Foundation, organizatoarea uneia dintre cele mai importante conferințe din lume dedicate sprijinirii persoanelor cu dizabilități, i-a acordat românului prestigiosul Innovation Award.